Mori, de unde numere de scenă? De unde până unde? Cu Holy Mori. Și pe Instagram, Holy Mori, Guacamori. Vă dați seama de ce Guacamori pe Insta, că... Era luat. Era luat Holy Mori, da. Măi, eu am avut un fel de reinventare acum ceva timp, în 2019, la final. Eu cânt de pe la 12 ani, cred. Ok. Mă chema Miss Mary înainte. Miss Mary? Da, oh. Miss Mary. Oh, yeah, și... it's a fancy name. Oh, it's a fancy name. Yeah, I know. Și am simțit nevoia să mă reinventez, că am crescut. Nu mi se mai potrivea nimic din ce era acolo. Ok. Și cred că dintr-o joacă s-a născut Holy Mali. Mori, Mari... Mali, teoretic. Am înțeles, deci am pronunțat este... greșit până acum. Da, mulțumesc da, echipei care nu m-a anunțat. Nu, dar și eu pronunț la fel de greșit. Da, Mali da. Este... diminutiv de la Mary, mă okay. cheamă Maria, sau mai are un înțeles, dar pentru asta trebuie să căutați voi pe net, că nu putem să spunem ce cu înseamnă Holy, Malis. A, de fapt, da, ba, da, corect, da, da. Și Holy, because I'm a saint. Am înțeles. De ce mă întreb? Am înțeles. Și de la 12 ani, când ți-ai și publicat piese de da, la 12 ani? Da, primul meu clip a fost la 12 ani sau la 13 ani. Și aveai 12 ani, erai în clip? Da. Poți să văd și eu era asta undeva pe YouTube, pe undeva? YouTube, uitați-vă, uitați-vă. Hai să căutăm băieți. Singurile filmai, gen, sau? Nu, avem o echipă, am fost semnată. Am scris prima piesă pe la 11 ani. Da, eu cânt de foarte mult timp. Cumva n-a fost atât de weird, pentru că cânt cam de când am început să vorbesc. Și am făcut foarte multă muzică de atunci. Erau ai mei, mamă, pe asta mic o facem cântăreață. Gata, ne-a ieșit. Gata, ne-a ieșit. Nu ne mai stresăm cu cariera. Ai mei spune mâine speră că o să devină inginer. Așa. Am încă speră? Da, nici că și mama mă întreabă dacă... Da? Da, când mă fac doctor. Când ai și tu o meserie serioasă, da, totuși. Da, da. Mama e de pup. Deci eu vreau să văd pe Mori la 12 ani, vă rog, echipa, dacă puteți să puneți pe televizor, chiar mi-aș dori. Să văd, pentru că și eu am și după aia vreau să compar cu piesele mele de la 12 ani. Că și eu când, adică... Da. Dacă tot... de la 12 ani tot? Am o piesă, Shelly Style. Serios? Shelly Style! Eu credeam că știu totul despre tine. Urmează un moment frumos. Deci haideți întâi să vedem piesa lui Holy Mori de la 12 Open. Ani. Pe care Open. O chema I'm Miss Mary. Miss și după Mary. Aia o să... Ca să vedeți diferența, da? Și să vedeți ce înseamnă de fapt un talent adevărat, vă arăt și piesa mea de la 12 ani. Hey, next day! Atenție. Ăsta nu e un instrumentar de la... E? Nu, e un... E? Nu era aia? Habar, e? N-am, cred că... Cum cred e ceva piesa aia? Ceva de la It's Justin Timberlake. No? Da, da, da. Apologize, de la One Republic. It's too late to apologize. Yes. Aha. Vai, Doamne. Tu aveai 12 ani aici? 12 sau 13, nu știu. Păreai mai mare. Păreai mai mare, pe bune. Asta că eu trebuie să mă ridic. Îmi ziceți și mie din ce an este piesa? Și acuși 2019. Înainte să mă tund. 2011, frate. 2011. Și 10 ani în urmă, 15 aveai. Nu, tu ai 25 da, acum. Da, tu aveam un e tare, 14 ani. N-aveam foarte tare, foarte tare, foarte tare această piesă. Îmi place foarte mult, dar o piesă care îmi place mai mult este piesa mea de la 12 ani. Shelly Style. Shelly Style, vă Shelly Style. Nu știți despre Shelly Style? Nu știu și mi-e rușine chiar. N-aveți cum, într-adevăr, nu puteți rata. Rău. Băieți, căutați Shelly Style acolo, vă rog mult să arătăm ce înseamnă talentul născut, da? Adică, nu oricum. Deci era o parodie Gangnam Style, că era la modă și am făcut Shelly Style, deci, v-ați înțeles? Era în 2013, ani. A fost okay. postat. Aveam vârsta de 12 ani. Dimineața mă trezește ceasul deșteptător și zic, fii la tu oară cu taci odată, te omor. Talent maxim, băieți. Nu mulți artiști pot, înțelegeți, să ajungă la acest nivel. Bro, eu cred că de aici tu deja știai că o să ai o trupă frumos să spargi YouTube în două. Asta este mult peste Five Gang. Înțelegeți? Vai, este aur ce n-arăți. Șmecher și deștept. Deci ce am manerist un pic așa, știți? Tu ți-ai pus subtitrările? Bineînțeles că eu mi-am pus subtitrările. Băi, să mă detest, băi! Oi, fii, haide! Fiți atenți și acum efecte speciale la 12 ani. Explodează autobuzul! Opa, și ăsta!
se știe! Da, bă, o, dar stați ceva pe efectul ăla. Ce oameni, stați ceva pe efectul ăla. Da, adică mă așteptam un pic. Știa mai mult pe videoclipul. Wow. Cântat, asta e cu siguranță. Foarte tare. Această piesă a, făcut, a fost făcută într-un... Mulțumesc. Accept laudele voastre, da? A fost făcută într-un program de editare video. Această piesă, că nu știam să folosesc nimic audio și wow. A fost făcută într-un program de editare video, da, în Vegas, țin minte, aveam instrumentarul și am tras efectiv peste cu microfon din ăla de, cum să zic, microfon ăla de 50 de lei de desktop, știi, de la care iese wow. Așa din birou. Din ăla care stă așa, da, 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 din ăla de aveai cu Windows XP la pachet, știi? Minunat, absolut. Ce tare, wow. Da, 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 aș dori să-i mulțumesc. Asta o să fie sunerie mea, îmi pare rău, dar asta o să fie sunerie mea. Frate, oricând ți-o dau, oricând. Vreau să-i mulțumesc pe această ocazie și tatălui meu care a avut rolul de DOP. A fost, serios? A fost DOP, da, a filmat această capodoperă. În rest, versuri Sherry, producție Sherry. Deci drepturile sunt 100% tale. 100%, nicio casă de discuri nu și-a băgat nasul în această capodoperă. Nu că n-ar fi vrut, erau la coadă, dar nu i-am dat voie. Știai că o să meargă așa de la știam că, da.